Ne apropiem extrem de rapid de un nou an. În doar ore, am putea spune, vom intra cu ajutorul Domnului, dacă este după voia Lui și în harul Său, într-un nou an. Și este bine ca la final de an și la început de an nou, ca să avem un timp de retrospectivă, un timp de introspecție, un timp în care să privim la viețile noastre, la nivel personal, la viețile noastre, la nivel de comunitate și să facem o evaluare, să facem un recesământ al vieții noastre, un recesământ al bisericii noastre în conformitate cu Scriptura și să vedem unde ne plasăm. Să vedem dacă ne-am ridicat sau dacă am coborât, cum spune vechea cântare, da? Încotro ne îndreptăm, în sus sau în jos. Și direcția naturală, între ghilimele naturală, a omului duhovnicesc este în ascensiune. În această seară, pentru că este timpul nostru în familie, timpul nostru de rugăciune, vreau să am o scurtă meditație și doar atât vreau să fie, o meditație mai mult decât o predică, și vreau ca să vă invit la un act de ascultare activă prin care fiecare punct din această seară să fie un punct de introspecție și un punct tangențial prin care să ne lăsăm călăuziți, să mergem înaintea Domnului în rugăciune. Posibil că vă veți regăsi în diverse aspecte menționate în această seară. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, să lumineze acele aspecte din viața noastră care au nevoie de mai multă atenție, și aș dori ca în această seară, după această retrospectivă, după această introspecție, să mergem înaintea Domnului cu rugăciunile noastre, să mergem în primul rând cu mulțumire pentru că a fost cu noi și în acest an până aici, să mergem cu cerințele noastre, să mergem cu mărturisirile noastre, acolo unde Dumnezeu a luminat nevoile noastre de creștere. Și mâine, cu ajutorul Domnului, mâine, fiind ultima zi din an, vom privi în perspectivă spre viitor și ne vom uita la mesajul Evangheliei în sensul prescriptiv și perspectiv, adică la ce ar trebui să ne așteptăm și cum am putea ca să ajungem acolo cu privire la creșterea noastră spirituală, și ne vom ruga împreună la finalul anului ca Dumnezeu să realizeze această creștere în anul care vine în viețile noastre. Este o experiență extrem de cunoscută, extrem de comună printre noi toți, când după o perioadă de timp vezi un copil care nu l-ai văzut de câteva luni sau de o perioadă mai lungă, de exemplu un nepot sau copilul unui cunoscut, și nu poți decât să remarci: vai de mine cât de mult ai crescut. Este așa de evident. Eu, cum am multe neamuri care nu le văd foarte frecvent și oricum și dacă le-aș vedea aș uita, m-am întâlnit cu niște neamuri în timpul sărbătorilor care erau în vizită de departe și am remarcat că unul dintre copilași este acum la facultate. Și n-am putut să remarc decât în gândul meu: vai de mine cât de mult ai crescut, și cum, parcă ieri numai era un bebelaș. Adevărul este că vrând nevrând ei cresc, noi îmbătrânim, asta este realitatea. Dar este o experiență extrem de comună. Se întâmplă, mai ales în timpul acesta, când vedem neamurile noastre, cunoștințele noastre, care poate nu le-am văzut de mult și le vedem copilașii, la un copil se vede. Nu doar de la an la an sau de la lună la lună, câteodată de la săptămână la săptămână. Ești plecat de acasă într-o delegație, o săptămână vii înapoi și nu-ți vine să crezi. Zilele acestea stăteam în casă pe canapea și fetele se jucau prin casă, se plimbau pe acolo și am remarcat că am fete mari. Nu-mi vine să cred cât de mari sunt. Cum se poate așa ceva? Nu e posibil. Doar ieri eram mult mai tânăr, ele erau mult mai mici și sunt mari. Și acum mă gândesc că mai clipesc o dată și voi fi la prima nuntă din familia noastră, da? Asta este. Ne apropiem de sfârșitul anului.
Și dacă cineva cu care nu ne-am mai văzut de o perioadă lungă de timp, poate de la începutul anului acesteia, ne-ar vedea acum, după un an de zile, oare ar spune, vai de mine ce mult ai crescut? Nu la înălțime, evident că nu mai creștem, nici la kilograme nu-i mai bine să creștem, dar spiritual, duhovnicește. Ar remarca că e ceva diferit despre noi? Ar spune, măi, ceva e cu tine, ceva s-a schimbat, parcă te-ai maturizat, parcă apucăturile acelea care le-ai avut la începutul anului au mai sistat dintre ele, au mai scăzut dintre ele, parcă imaturitatea în gândire a dispărut, parcă altfel gândești, alt om ești, parcă nu te mai recunosc. Vai de mine ce mult ai crescut în anul acesta. Oare așa ar spune cei care nu ne-au văzut de o perioadă de timp sau pur și simplu ar remarca că suntem aceiași oameni care am fost și acum un an. Creșterea, cum ziceam, este starea normală atât a omului natural, cât a omului spiritual. Diferența este că creșterea omului natural, da, creșterea inclusiv a copiilor noștri, este o mare dezamăgire, o mare amăgire, în sensul că creștem de fapt spre moarte. Copiii nu cresc, dar noi nu creștem, noi murim. Asta se întâmplă de fapt. Deci este foarte trist când aud pe copii, când văd pe copiii noștri care vrea să fie oameni mari, ei nu știu ce vor. Eu nu știu, eu aș vrea să fie mici. Eu am un banc continuu cu Casey în care i-am zis că trebuie să-mi promită că nu va mai crește. Și în fiecare an de ziua ei îi spun că și-a încălcat promisiunea și ea mă amintește că nu mi-a promis. Și eu îi zic, lasă-mă să mă amăgesc cu gândul acesta că nu vei mai crește. De ce? Pentru că creșterea naturală, fizică, de fapt, din cauza păcatului, este o amăgire. Și la final este o dezamăgire. Când stăm la marginea mormântului și omul este mort, a crescut maxim. A crescut la potențialul lui maxim. Ăsta este potențialul creșterii umane. De aceea când se vorbește despre creșterea noastră și să înflorim ca și societăți și să creștem la potențialul nostru maxim, potențialul maxim al umanității îl vezi la marginea gropii. Ăla este potențialul maxim. Prin propriile tale forțe, prin propria ta ascensiune, este ceea ce se produce, ceea ce rezultă la înmormântare. Deși nu-mi prea plac înmormântările, vă spun că sunt benefice. Sunt benefice pentru noi ca să ne trezim la realitatea încotro se îndreaptă omul din punct de vedere natural. Dar dacă creșterea este naturală pentru omul natural, creșterea este ceva normal și pentru omul spiritual. Doar că creșterea spirituală nu este o amăgire, nu este o dezamăgire în final. Ea este o creștere reală, constantă, care se culmină nu într-o moarte, ci într-o reînviere, într-o moarte a naturalului și într-o înviere supranaturală, într-o înviere finală produsă de Hristos în trupuri glorificate veșnice. De aceea trebuie ca să fim într-o creștere continuă. Dacă avem această nouă direcție, dacă avem această nouă natură, da, vom tinde în acea direcție, vom tinde spre acea natură. Copiii cresc pentru că sunt vii, pentru că sunt oameni, pentru că au viață. Da? Un copil normal, viu, sănătos, crește. Și un om duhovnicesc, sănătos, cu adevărat viu, crește fără excepție. Trebuie să fim într-o creștere continuă. Și în această seară vrem să evaluăm puțin creșterea noastră din anul anterior. Și vrem să ne uităm la trei aspecte a creșterii noastre. În primul rând să ne uităm la aspectul intelectual sau creșterii în cunoaștere, trebuie să fim într-o ascensiune constantă chiar și a cunoașterii noastre. Intelectual vorbind, evident, când vine vorba de creșterea noastră intelectuală sau cunoaștere, vine vorba de o creștere totuși duhovnicească. Dar de o cunoaștere. Există o materie care trebuie cunoscută. Există un dreptar, există o învățătură care trebuie cunoscută.
De aceea, zvonul acesta, moda aceasta anti-intelectuală, care acum este prezent în creștinism, este o contrazicere în termeni. Creștinismul este o credință a intelectului, pentru că este o credință revelată. Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu s-a revelat, Dumnezeu ne-a comunicat ceva. Ca să interacționezi cu acest Dumnezeu, trebuie ca intelectul tău să fie pus în valoare. Și evident, este pus în valoare prin lucrarea Duhului Sfânt. Lucrurile acestea trebuie cunoscute duhovnicește, dar trebuie cunoscute, trebuie învățate, trebuie crescut în ele. În primul rând, trebuie ca să învățăm și să cunoaștem mai mult. Asta este traiectoriul nostru, trebuie ca să fim într-o ascensiune a cunoașterii noastre. Apostolul Pavel spune, de exemplu, în Filipeni 1:9, mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și în orice pricepere. Vedem aici că dragostea este legată de Apostolul Pavel de cunoașterea credinciosului. Se întâmplă în ziua de astăzi în care oamenii pretind că au crescut și au ajuns pe culmile munții dragostei creștine, dar încă n-au învățat abecedarul creștin, este un oximoron, este o contrazicere în termeni. Nu poți crește în dragoste fără să crești în cunoaștere. De asemenea, nu poți crește cu adevărat duhovnicește vorbind în cunoaștere fără să crești în dragoste. Rețin o confruntare care o aveam la un moment dat, cred că era anul trecut, dacă rețin bine, cu niște frați, cu un grup de frați care se întâlneau la un moment dat într-un alt oraș pe care îi vizitam, n-am să dau nume, deși știți despre cine vorbesc, ca să protejăm pe cei vinovați, și exista o mică schismă în acest grup. Și schisma era din cauza că era un frate care zicea nu mai avem nevoie să ne întâlnim miercurea la timpul de studiu, pentru că eu știu lucrurile acestea. Și restul fraților ziceau, bă, dar noi avem nevoie de întâlnirea aceasta pentru că noi poate nu le știm, poate avem nevoie de părtășie. Și el până la urmă zicând că el știe că a ajuns la cunoașterea acestor lucruri, a destrămat acest grup și această întâlnire. Și mergând acolo să stau de vorbă cu ei și având această discuție, am sesizat care este problema și fratele m-a confruntat frontal și mi-a zis, frate, eu n-am nevoie de studiu biblic de miercurea la care participăm. Eu cunosc lucrurile acestea. La care i-am zis, îndurerat, frate, dacă nu realizezi că frații tăi au nevoie și dacă n-ai suficientă dragoste pentru ei, să vii la aceste întâlniri, să sprijini aceste întâlniri, să-i slujești pe frații la aceste întâlniri, nu cunoști absolut nimic. Cunoașterea și dragostea sunt strâns legate, dar trebuie o creștere constantă în cunoaștere. Dragostea trebuie să crească în cunoaștere. Cele două sunt strict legate. În Coloseni 1:10, Apostolul Pavel spune, de exemplu, pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în toate, rodind în tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu. Aici vedem o legătură între roadă, da, între faptele bune, între comportamentul nostru, între felul în care trăim viața creștină, între ceea ce facem și ceea ce cunoaștem din Dumnezeu. Da? Crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, creștem și în fapte bune, creștem și în rodul care îl aduce Duhul Sfânt în noi. Cele două, din nou, sunt inseparabile. Sunt inseparabile. Atunci când Duhul Sfânt lucrează, El lucrează fapte bune, El lucrează o dispoziție pentru a face voia lui Dumnezeu. Cum? Descoperându-L pe Dumnezeu. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu cât îl vezi mai clar, cu cât îl vezi mai frumos, cu cât vezi toate nuanțele slavei Lui revelate în Sfintele Scripturi, cu cât vei fi mai atras, mai motivat, mai doritor ca să rodești în orice fel de faptă bună, ca să trăiești după cuvântul Lui Dumnezeu.
Secretul vieții creștine nu este un stoicism din ăsta radical prin care tu timpul te tot autoflagelezi și spui voi reuși să trăiesc după legile lui Dumnezeu. Nu, asta este fariseism. Asta este religia umană. Secretul creștinismului este că Dumnezeu se revelează față de tine prin lucrarea Duhului Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu și cu cât îl vezi mai frumos, mai de dorit, de bună voie și din dragoste pentru El, vrei ca să fii plăcut Lui. Vrei ca să asculți de voia Lui. Este o diferență radicală între a asculta printr-o simplă disciplină stoică sau a face-o din dragoste, pentru că cunoști pe cel care ți-a dat porunca, pentru că iubești pe cel pe care ți-a dat porunca. Cunoașterea, ca atare, este un aspect esențial, progresiv, din viața creștină. Petru spune, de exemplu, în 2 Petru, capitolul 1, de la 5 la 7, când descrie viața aceasta creștină, spune în felul următor: de aceea dați-vă toată silința să adăugați la credința voastră virtutea, la virtutea voastră cunoașterea, la cunoașterea voastră înfrânare, la înfrânare răbdare, la răbdare evlavie, la evlavie dragoste frățească, iar la dragoste frățească dragoste de oameni. Cunoașterea este un component integral, inseparabil din toate aspectele vieții creștine și când celelalte cresc, cunoașterea crește pe măsură, sau mai bine spus, pe măsură ce cunoașterea ta a Scripturii și a lui Dumnezeu prin Scriptură crește, celelalte trebuie să crească. O verificare foarte bună dacă cunoașterea este duhovnicească sau este doar intelectuală, este dacă atunci când cunoașterea ta crește, dacă cresc și celelalte aspecte spirituale. Dacă a crescut cunoașterea ta, ai foarte multă materie în capul tău, dar nu ai dragoste de oameni, de frați, nu ai evlavie, nu ai înfrânare, atunci cunoașterea ta este pur intelectuală. Sunt atei care cunosc mai multă teologie decât mine și decât tine. Îmi dau lecții, pur și simplu, dacă e vorba de cunoaștere intelectuală. Dar n-au o fărâmitură de cunoaștere duhovnicească. Trebuie să fim atenți la ce fel de cunoaștere. Și totuși, această cunoaștere duhovnicească vine prin cuvânt. Vine prin învățarea cuvântului Dumnezeu. Nu poate fi evitat. Nimeni nu poate sta la el în dormitor, în poziții de yoga, fiind foarte zen și după aia să iasă afară de acolo și să spun: acum îl cunosc pe Dumnezeu mai bine. Nu există așa ceva. Nimeni, ne spune Apostolul Pavel, nu privește la revelația naturală și prin aceasta cunoaște pe Dumnezeu într-un mod suficient. Cunoașterea de Dumnezeu se întâmplă prin cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu este iluminat, este aplicat în inimile noastre de Duhul lui Dumnezeu. Apoi, nu trebuie doar să învățăm mai mult, dar trebuie să învățăm mai mult, să creștem în ceea ce cunoaștem, dar trebuie să reținem mai mult, să memorăm mai mult, să cunoaștem în acea fel încât să ne putem aduce aminte atunci când avem nevoie. Țineți minte cum răspunde Hristos lui Satan atunci când este ispitit în pustie? De trei ori îi răspunde în același fel, în versetul 4. Însă Iisus i-a răspuns, îi răspunde lui Satan: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Citează din Deuteronom 8:3. Apoi în versetul 7, după încă o nouă provocare, Iisus i-a răspuns: de asemenea, altfel spus, ce n-ai înțeles, Satan? Ți-am citat din Scriptură, am terminat argumentul. Da, am terminat, nu mai facem dezbateri. Este scris. De asemenea este scris să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Citat din Deuteronom 6:16. Versetul 10. Atunci Iisus i-a răspuns: pleacă, Satan, căci este scris, Domnul Dumnezeul tău, lui să te închini și numai lui să îi slujești. Citat din Deuteronom 6:13. Provocarea pentru noi este, dacă cunoaștem destulă Scriptură, să răspundem la atacurile Satanei. Dacă ne amintim, dacă reținem suficient, dacă avem ce să ne amintim. Să citească foarte mult acel verset în care Domnul Iisus Hristos le promite apostolilor că să nu se teamă că Duhul Sfânt le va aduce
aminte. Problema este că mulți credincioși nu este ce să le aducă aminte Duhul Sfânt. Duhul Sfânt răsfoiește paginile creierului nostru și nu găsește decât telenovele, business, ziar, prea puțină scriptură. Și Duhul Sfânt lucrează exclusiv prin Cuvântul lui Dumnezeu. Exclusiv prin Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea când vezi oameni care o iau razna și spun că au un cuvânt de la Dumnezeu și le-a spus Duhul Sfânt să divorțeze sau să comită nu știu ce prostii, este pentru că Duhul Sfânt nu avea cum să lucreze în ei și și-au imaginat ei. N-aveau, nu era. Nu era Biblie care să o aducă la suprafață Duhul Sfânt. Și atunci le-a venit în mintea lor ce a fost în mintea lor. Prostia lor umană. Cunoaștem noi destulă Scriptură ca să ripostăm la atacurile satanei. Ne amintim, reținem suficient, avem noi cunoașterea necesară și reținem suficient de bine învățătura Scripturii să dăm socoteală, să facem o apologie pentru credința noastră. Încercați exercițiul acesta, chiar vă provoc. Mâine, nu știu dacă o să fie pe stradă, probabil că e frig, mâine când vedeți oamenii aceia care noi îi considerăm pierduți, dar foarte devotați, numiți martorii lui Jehova, care stau la colț de stradă cu revistele lor, intrați în discuție cu ei. Mulți dintre noi ne-o facem că spunem că suntem ocupați, mulți dintre noi ne-o facem că ne este frică. Că ei își cunosc prostia foarte bine, să mă ierte Domnul pentru cuvântul drastic, dar este. Ei și-o cunosc foarte bine. Ce spune turnul de veche, dar ei cunosc pe de rost. Și un creștin, un baptist sau un penticostal, dacă ar fi împins asupra lui să aducă un argument cristologic despre identitatea Domnului Iisus Hristos biblic, s-ar bâlbâi. S-ar bâlbâi, spun, băi... Păi nu știu exact. Trebuie să crezi în Domnul Iisus. Păi eu cred în Domnul Iisus. A, ok, suntem frați. Cunoști suficient de bine ce învață Scriptura despre Hristos, despre Evanghelie, despre Dumnezeu, încât să dai o socoteală pentru credința ta? Sau nu? Cunoașterea aceasta este importantă. Ai învățat suficient de mult, te-ai antrenat încât să reții, să memorezi Scriptura, să memorezi învățătura Scripturii încât să o poți ca să o folosești atunci când ai nevoie de ea, încât Duhul Sfânt să-ți o aducă în mintea ta atunci când ești confruntat de atacurile satanei sau atunci când ești confruntat cu o posibilitate de a împărtăși Evanghelia. Rețineți, cred, acele studii care le-am făcut pe evangelizare și pe Evanghelie și cât de greu ne-a fost, chiar și nouă, chiar aici, între aceste ziduri, să vociferăm răspicat Evanghelia. Rețineți? Gândiți-vă că această realitate neconfruntată în foarte multe biserici este prezentă astăzi. Oameni care nici măcar odată nu și-au pus în gândul lor scopul acesta, țelul acesta. Vreau să pot în 2 minute, în 5 minute, să spun cuiva Evanghelia. Cunoașterea trebuie să ducă la o reținere, la o acumulare, la o stocare a informațiilor care poate atunci să fie redată când este nevoie, când este nevoie de ea. În al treilea rând, nu doar trebuie ca să învățăm, tot timpul să fim expuși la noi informații din Scriptură, nu doar că trebuie ca să le reținem, dar trebuie să le pricepem, trebuie să le înțelegem. O mare problemă este că unii creștini învață, memorează, dar nu înțeleg nimic. Am avut discuții cu oameni care puteau să-ți repete pe de rost toată Scriptura și nu înțelegeau aproape nimic din ea. Aveau o memorie extraordinară, fotografică, dar nu înțelegeau sensul cuvintelor. Știau ce spune Scriptura, dar nu ce înseamnă Scriptura. Biblia ne cheamă să avem o gândire, o înțelegere matură, o pricepere a Cuvântului lui Dumnezeu. Nu este suficient doar ca să vii la biserică sau doar să citești din Sfântul Cuvânt și să poți ca să redai ca și un papagal, dar tu ca să nu înțelegi absolut nimic. Trebuie ca să pricepi Cuvântul lui Dumnezeu. Deci Psalmul 119, 169, un psalm care se preocupă
de valoarea, de necesitatea cuvântului Dumnezeu, în mod deosebit spune în felul următor: Doamne, fie ca strigătul meu să ajungă până la Tine. Dă-mi pricepere după cuvântul Tău. Dă-mi înțelepciune după cuvântul Tău. În Proverbe îi se pictează portretul omului înțelept. Și în capitolul 2, de la versetul 1 la 7, îi se spune în felul următor: Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele și vei păstra în tine îndrumările mele, dacă îți vei apleca urechea spre înțelepciune și inima spre pricepere, dacă vei cere înțelepciune și te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei dori ca pe argint și o vei căuta ca pe o comoară ascunsă, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura Lui iese cunoștință și pricepere. Înțelepciunea este mai mult decât doar cunoașterea. Înțelepciunea este cunoașterea adevărului Dumnezeu, înțelegerea adevărului Dumnezeu și aplicarea adevărului Dumnezeu. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu intră în contact cu tine, intelectul tău percepe acest adevăr, el este înțeles duhovnicește, aplicat în așa fel, așa știi că este înțeles când el ia rădăcini în inima ta și el este trăit. Și o să observ doar, ai învățat ceva, ai înțeles ceva și te duci de aici și începi și trăiești acel lucru. Te confrunți cu o situație și spui, hopa, am învățat că Scriptura spune cu tare lucru. Am înțeles ce ar trebui să fac și faci acel lucru. Asta este înțelepciunea, asta este priceperea cuvântului Dumnezeu. Când cunoști cuvântul, când înțelegi cuvântul și când trăiești, când aplici cuvântul lui Dumnezeu. Cum stăm noi cu cunoașterea cuvântului Dumnezeu? Cum stăm noi cu reținerea adevărului Dumnezeu? Și mai ales cum stăm noi cu priceperea, cu înțelepciunea duhovnicească? Cum aplicăm acest cuvânt? Cât ne străduim ca să îl cunoaștem? Când este ultima dată când strigătul nostru a răsunat către Dumnezeu după pricepere din cuvântul lui Dumnezeu? Foarte puțini oameni înțeleg această experiență, pentru că foarte puțini oameni se pun într-o conjunctură în care să fie nevoiți să înțeleagă. Predicatorii, care cel puțin predică expozitiv și care sunt obligați ca să trateze anumite teme, înțeleg lucrul acesta foarte bine. Când trebuie să predici într-un anumit text, și-a trecut luni, și-a trecut marți, și-a trecut miercuri, și-a trecut joi și nu-l înțelegi. Nu-l înțelegi, te uiți la el și nu face nici un sens. Și începi și te disperi. Pentru că vine duminică. Și duminică trebuie să despachetezi înțelesul acestui text. Și trebuie să scoți hrana din el și trebuie să o pui pe masa care Dumnezeu trebuie să o pregătească prin tine, pentru copiii lui. Și tu nu înțelegi nimică. Și îl citești, și îl recitești, și îl studiezi, și îl diagramezi, și nu înțelegi nimică. Și ajungi într-o disperare în care mai să strigi verbal către cer: Doamne, nu înțeleg! Ajută-mă, dă-mi înțelepciune, dă-mi pricepere din acest cuvânt. Când este ultima dată când ai stat înaintea unui text care nu-l înțelegi? Sau care poate te deranjează într-un fel, sau care poate ai avut o dezbatere cu un frate și ai zis: nu plec dinaintea acestui cuvânt până când Dumnezeu nu îl iluminează pentru mine. Stau o zi, două, trei, o săptămână, un an de zile până când înțeleg. Eu am avut această experiență în tinerețea mea, cred că v-am povestit această întâmplare cu Romani capitolul 8 și 9. Unii cred că eu m-am născut calvinist. Nu m-am născut calvinist. M-am născut cum se nasc toți oamenii. Arminieni, pelagieni. Asta este religia în care se naște orice om. Te naști și vrei să-ți câștigi mântuirea. Te naști și crezi că tu poți să-ți determini viitorul. Așa se naște fiecare om. Întrebați pe copiii dumneavoastră. Ei cred că le știu pe toate. Ei cred că sunt centrul universului. Ei cred că sunt în stare de orice. Și am un prieten foarte bun,
V-am mai spus de fratele Philip Dincă, care păstorește o biserică din New York, în apropierea bisericii care o păstorește tatăl meu, și fiul lui, Danny, eram apropiat și petreceam foarte mult timp împreună, și într-o seară, mergând pe mașină, am ieșit în oraș și am început să dezbatem Romani, capitolul 8 și 9. Și așa de furios am devenit, pentru că omul acesta, foarte simplu și cu foarte multă răbdare, îmi demonta orice argument, încât la un moment dat l-am rugat să tragă mașina pe dreapta să mă dau jos, în mijlocul orașului. Eram la o mare distanță de casă, am zis, prefer să mă duc pe jos până acasă decât să rămân în mașină cu un asemenea om. M-a rugat foarte frumos să intru înapoi în mașină, că nu mai insistă, și să mă duc acasă. Și când am ajuns acasă, a zis, Mihai, te rog frumos, du-te acasă în seara aceasta și citește Romani 8 cu 9, dar nu combativ, în rugăciune. Stai și meditează și roagă-L pe Dumnezeu ca să-ți descopere înțelesul acestui text. Și am zis, măi, Danny, eu am crescut în biserică, tu ai crescut în biserică. Amândoi cunoaștem și am citit Romani 8 și 9. Ce va fi diferit dintr-o dată? Hai să fim serioși. Du-te acasă, pune-te în genunchi și citește și roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea pricepere. Și m-am dus acasă și, într-un sens foarte real, m-am luptat cu Dumnezeu în acea seară. Pentru că ceea ce textul spunea era extraordinar de evident. Și la un moment dat am rostit în mintea mea, dacă ăsta este Dumnezeul Scripturii, n-am nevoie de un asemenea Dumnezeu. Nu vreau un asemenea Dumnezeu. Și spre dimineață, după multă rugăciune și multă zbatere și mulți lacrimi, Dumnezeu prin Duhul Său m-a frânt și am văzut ceea ce era acolo întotdeauna. Și acum nu poți să nu mai văd. Odată ce ai văzut un lucru, nu poți să nu-l mai vezi. Dar când este ultima dată când te-ai zbătut până la lacrimi ca să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu? Când s-ai dorit? Discut foarte multe cu oameni și oameni spune, frate, eu n-am aptitudinea ta sau eu nu am timpul care tu poți să-l dedici. Nu, n-ai nici măcar dorința. Să fim sinceri cu noi, n-avem de multe ori nici dorința. Cine n-are înțelepciune s-o ceară, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar nu prea cerem. Trebuie ca să creștem în învățătura care o primim, în memorarea, în reținerea cuvântului Dumnezeu și mai ales în priceperea și în aplicarea, în înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să creștem nu doar în aspectul cunoașterii și a înțelepciunii, dar trebuie să creștem în aspectul relațional. În aspectul relațional. Care este starea relațiilor noastre? Creștem noi în relațiile cu frații noștri? Sau nu? Avem mai multe relații apropiate cu cei din biserica noastră anul acesta decât avem anul anterior? Sau suntem mai departe de frații noștri? Suntem mai buni unii cu alții? În acest an am fost mai buni decât în anul anterior? Sau mai răi? Suntem mai plini de compasiune? Suntem mai grăbiți să iertăm? Mai grăbiți să-i considerăm mai presus pe frații noștri? Sau mai repede ca să-i condamnăm și să-i punem jos? Biblia ne cheamă să avem o relație deosebită unii cu alții când vine vorba de frații noștri, mai ales de frații care Dumnezeu ți-a dat în biserica locală în care te afli. În Efeseni 4:32, de exemplu, ar fi multe versete, Apostolul Pavel spune, în schimb, fiți buni unii cu alții. Pare un sfat de bun simț. Un sfat de bun simț și totuși bunul simț este la așa de mare preț în zilele noastre. Fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Ștacheta este deosebit de mare. Te uiți în jurul tău și zici, nu mai pot. Nu mai pot. Nu-l mai suport pe Ciprian. L-am iertat odată, mi-a greșit a doua oară, a treia oară, acum, măi frate, un fi noi, baptiști, pocăiți, reformați, dar suntem oameni. Cât să tot sufăr? Pavel spune, Ciprian nu mi-a greșit cu absolut nimic, mi-am permis. Așa cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Foarte simplu ca să-ți faci această introspecție. Am mers suficient departe în relația mea cu fratele meu? Nu. De ce? Pentru că ștacheta este
dragostea lui Dumnezeu pentru noi în Hristos. Sacrificiul lui Dumnezeu prin Hristos pentru noi. Întotdeauna există mai multă dăruire, întotdeauna există mai multă compasiune, întotdeauna există mai multă bunătate, mai multă iertare unii față de alții. De ce? Pentru că n-am ajuns la standardul care este Hristos. N-am ajuns la dragostea desăvârșită care este în Dumnezeu. Cum stăm noi cu relațiile cu frații noștri? Putem ca să facem două analize. Pe de o parte, cantitativă. Foarte simplu de văzut. Câte întâlniri, câte ore am dedicat pentru a ne întâlni cu frații noștri în anul care a trecut. Versus alte lucruri, da? A fost timp de excursii, a fost timp de tenis, a fost timp de ieșit în oraș cu prietenii din lume, cu neamurile noastre, de filme, neapărat lucruri rele. Da? Chiar ieri mă uitam la un serial foarte interesant. Dar a fost timp pentru frații noștri? A fost pasiune, a fost energie dedicată pentru frații noștri? Și pe de altă parte, calitativ. Care este calitatea relațiilor noastre cu frații noștri. Nu doar dacă am pontat, nu suntem la servici, noi am pontat, gata, m-am dus, am petrecut o oră cu fratele Bolduț, nu contează că n-am discutat nimic, nu contează că nu ne suportăm, important e că ne-am văzut, dacă mă întreabă cineva, n-avem nimic cu nimeni. Nu. Calitativ, care este calitatea relației noastre, da? Am mai zis-o și o zic, pentru că consider adevărat, relația noastră cu frații noștri trebuie să fie mai strânsă, mai reală și cantitativ și calitativ decât cu frații de trup. Eu sunt mai frați cu voi decât sunt frați cu toate neamurile mele care nu-L cunosc pe Hristos. Da? Mult mai frați, infinit de mult. Suntem adoptați în aceeași familie divină, avem același tată, avem aceeași natură duhovnicească, același duh care pulsează în inimile noastre. Ca atare, pentru noi, prioritatea trebuie ca să fie familia noastră care o avem în Hristos, în primul rând. Să nu înseamnă că ne neglijăm familia care Dumnezeu ne-a dat-o în mod natural, dar aceasta este prioritară pentru noi. Aceasta trebuie să ne atragă mai mult. Aici avem mai mult în comun. Aici avem mai mult de discutat, aici avem mai mult de împărtășit, pentru că îl împărtășim pe Hristos. În al doilea rând, care este starea de ascensiune sau nu, când este vorba de prieteniile noastre, de cele din afară, poate. Proverbe, capitolul 18 cu 24, ne spune în felul următor: cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Deci foarte mulți prieteni, gen cât ai pe Facebook, nu-i bine. Da? Oamenii care sunt foarte populari și au o supracantitate de prietenii, dar nicio calitate în prieteniile lor, nu-i bine. Până la urmă, mulți prieteni sunt doar oportunități să ai mulți dușmani când se întorc împotriva ta. Dar, spune Domnul prin Cartea Proverbe, există un prieten, există un fel de prieten care trebuie cultivat, care ține mai mult la tine decât un frate. Toți am vrea un asemenea prieten, nu-i așa? Un asemenea prieten care atunci când vin vremurile grele, atunci când îi greșești, poate atunci când poate chiar cei din familia ta își întorc spatele, prietenul acesta ține mai mult la tine decât un frate. Spune, nu te las la greu, nu te las chiar când ești încăpățânat, nu te las chiar când mă rănești, nu te las chiar când vrei să te închizi, nu te las când vrei să te îndepărtezi din relația aceasta, pentru că ești mai important pentru mine chiar decât un frate. Dar întrebarea este, dacă ne-ar place un asemenea prieten, care dintre noi este un asemenea prieten? Care dintre noi a cultivat în anul care a trecut o asemenea prietenie? Dragostea în cele din urmă, mulți se irită când zic lucrul acesta, este o decizie, nu un sentiment. Este o decizie, nu un sentiment. Da? Cum că de multe ori, dragostea este o decizie luată pe fundalul unui sentiment și nu știi ce ai decis, ce în căsătoria,
așa am ajuns cei mai mulți căsătoriți, sentimentele ne-au luat pe val. Nu este un lucru rău. Nu este un lucru rău. Este o realitate a vieții care Dumnezeu a lăsat așa. Sentimentele ne iau pe val, niște sentimente care vin din tot felul de aspecte și luăm o decizie. Diferența între un om matur și un om duhovnicesc și unul care nu este, este că odată ce decizia este luată pentru omul matur și pentru duhovnicesc, decizia dictează sentimentul. Da? Eu am luat decizia să mă căsătoresc cu soția mea. Și ne mai certăm. Mai frecvent decât mi-ar place. Dar decizi pe moment, există un sentiment negativ. Apoi, se încarcă softul. S-a luat o decizie, s-a făcut un legământ, dragostea mea este pentru această femeie până la moarte, indiferent de ce ne-am certat, cum ne-am certat, cine-i vinovat, eu o iubesc până la moarte. Cum a iubit Hristos pe mine și a dat pe sine, așa trebuie să o iubesc eu. Punct! S-a încheiat, cum zice fratele Cristi despre mine, deschid Excel-ul, bag tot acolo în tabel, fac calculul, finish. Dar dragostea în cele din urmă, în primul rând, este o decizie. Înainte ca Dumnezeu să-L dea pe Hristos fizic, să ia o acțiune, să-și arate dragostea față de tine, El a luat o decizie. O decizie față de tine și acea decizie a dictat acțiunea lui Dumnezeu. Și este acea decizie care dictează acțiunea lui Dumnezeu atunci când tu îl superi. Că dacă ar fi doar reacția sentimentală, justă a lui Dumnezeu, atunci când tu păcătuiești, ar trimite în iad. Ceea ce îl oprește pe Dumnezeu să nu te trimită în iad, este că El a luat o hotărâre și Biblia ne spune că Dumnezeu nu-și schimbă hotărârile. Acea hotărâre a garantat-o, a plătit-o prin jertfa Domnului Iisus Hristos, și ți-a dovedit-o, ți-a garantat-o ție prin prezența Duhului Sfânt. Și atunci când noi îl întristăm, atunci când noi nu suntem în parametri corecți în relația noastră, Dumnezeu nu acționează față de noi după sentimentele Lui. Sentimente juste. El pe drept este întristat. El pe drept ar trebui să se mânie față de păcatul nostru. Ci acționează în baza dragostei Lui. Dragostea care este o decizie. Primul pas în a forma o relație de aceasta, în care să ai o relație cu cineva și să-l consideri și să fie mai de preț decât un frate, primul pas de a avea o relație frățească cu cineva din biserică este să iei o decizie. Duci acasă, faci o listă cu membrii bisericii, în cazul nostru e foarte simplu, că nu e foarte mare, dar un avantaj de a avea o biserică mică, te aranjez în ordinea celor care ai relații strânse spre celor care nu ai relații strânse. Și apoi iei o decizie. Anul acesta vreau să investesc în mod deliberat, în mod intenționat în următoarele persoane. Să am o relație deosebită cu aceste persoane. Vreau să-mi dedic timp, vreau să dedic energie, vreau ca atunci când îmi greșesc eu tot ca să-mi arăt dragoste față de ei. Și orice ar fi anul acesta, vreau ca să îi iubesc pentru că așa am decis. Cum stăm noi în relațiile noastre de prietenie? În biserică și în afara bisericii. Mulți dintre noi nu suntem în stare ca să menținem asemenea relații, pentru că noi vedem singurul scop cu relațiile noastre cu cei din afara bisericii, să-i evangelizăm. Înainte să clădim o relație care să ne dea un postament pe care să evangelizăm, noi asta vrem. Ne întâlnim cu cineva, discutăm 2-3 ori, după aia vrem să le dăm în cap cu Evanghelia, le-am dat în cap cu Evanghelia, nu-s receptiv, nu pot fi prieten cu ei. Spus cine? O spus cine lucrul acesta? Cultivă o relație reală. Arată-ți interesul real în acea persoană. Da? În acea persoană. Fii un prieten adevărat. Și nepocăiții au nevoie de prieteni. Și nu știi tu cum Dumnezeu va lucra prin prietenia ta. Nu știi tu cum Dumnezeu va lucra prin implicarea ta în viața aceea. Poate Dumnezeu, la un anumit timp, la timpul potrivit, va lucra pocăință, va lucra mântuire. Hotărăște în acest an să cultivi asemenea, în acest an care urmează, să cultivi asemenea relații. Să fii un prieten care ține la cineva mai mult decât la un
la un frate. Și așa vei avea și tu. Așa vei avea și tu. Mulți oameni nu au asemenea relații pentru că nu au fost vreodată deschiși la o asemenea relație. N-au dăruit niciodată în asemenea fel. Făcând lucrul acesta, apropo, este și felul în care înveți pe oameni să fie prieteni. Mulți oameni nu știu să fie prieteni, nu știu să-și arate dragostea. Și arată dragostea doar așa, formal, la distanță. Alt subiect. 3. Trebuie să creștem în relațiile noastre cu dușmanii noștri. Biblia este așa de radicală încât ne cheamă la o relație deosebită, inclusiv cu dușmanii noștri. Acum, acesta este un capitol la care eu pot ca să progresez foarte mult, că probabil că am mulți dușmani, deci mie mi-este mai ușor ca la alții, dar Biblia realmente ne cheamă la lucrul acesta. În lista noastră de introspecție și de retrospectivă a anului care a trecut, trebuie să ne analizăm aspectul acesta relațional și cu oamenii care nu ne plac, care nu ne agrează. Domnul Iisus spune, dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Am învățat noi oare pe de ajuns lecția aceasta? Sau mai avem de crescut în anul care vine? Practic este foarte simplu, da? Cum ne iubim noi vrăjmașii? Am putea să facem o listă extrem de complicată și complexă cum ar trebui noi să ne arătăm dragostea față de cei care ne urăsc. Sau am putea să începem cu niște imperative foarte simple care le avem imediat după ce Domnul Iisus ne spune să ne iubim vrăjmașii, să ne iubim pe cei ce ne urăsc. Cum? Binecuvântați-i și rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Practic, din nou, este foarte simplu. Excelul, lista, dușmani. Inclusiv asta, cred că ar fi un exercițiu care v-ar teroriza pe mulți dintre voi. Să conștientizezi care-s dușmanii tăi. Din nou, mie mi-e mai ușor ca unii care s-au declarat. Ne-a spus, scopul meu în viață este să te distrug. Sau eu sunt dușmanul tău. Mie mi-e ușor. Pot să fac o listă și zic, ăstea sunt dușmanii mei declarați. Și zic, ok, anul acesta va fi un scop pentru mine. Să mă rog pentru ei. I-am criticat, i-am atenționat, i-am mustrat, la unii am zbierat la ei. Dar cum stau cu binecuvântarea, cu rugăciunea? S-ar putea, cu ghilimele de rigoare, ironie, ca metoda Domnului Iisus Hristos de a aborda dușmanii să fie mai eficientă decât metoda mea. Practic este foarte simplu. O analiză, cum ziceam, a relațiilor tale negative și felul în care te raportezi la ele. Un lucru care te ajută în acest exercițiu este să te aduci aminte că cel mai mare act de dragoste al lui Hristos a fost făcut pentru cei care erau dușmanii lui. Hristos nu s-a dat pe sine pentru noi. Pe când noi eram prietenii lui. El s-a dat pe sine pentru noi când eram dușmanii lui pentru ca să ne facă prietenii lui. Pavel spune în Roman 5:10, căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El vom fi mântuiți prin viața Lui. Nu te mai focaliza pe aspectul negativ, focalizează-te pe aspectul potențial. Poate prin rugăciunea ta, prin binecuvântarea ta, prin buna purtarea ta, Dumnezeu va câștiga acest vrășmaș și îl va face prieten. Focalizează-te pe aspectul relațional, inclusiv cu dușmanii tăi. 3. Trebuie să creștem, nu doar în cunoaștere, nu doar în relațiile noastre, dar și în aspectele duhovnicești și în starea noastră spirituală. Trebuie să evaluăm care este starea noastră de disciplină spirituală. Foarte simplu. Foarte simplu. Dureros, dar simplu de făcut lucrul acesta. Cum am progresat în rugăciune anul acesta? Care este viața noastră de rugăciune în afara
bisericii, cât de mult timp petrecem contemplând pe Dumnezeu, adresându-ne lui Dumnezeu, stând în părtășie cu Dumnezeu, într-un fel sau altul. Nu vorbim aici de a avea un calendar și dacă n-ai bifat jumătate de oră pe genunchi în fiecare zi, nu ești mântuit. Vorbim de a fi conștient dacă petreci suficient de mult timp într-o relație, într-o convorbire cu Dumnezeu pentru lipsă de o frază mai bună. Lucrul acesta îl poți face oriunde, oricând. Este aceasta dispoziția ta. Cum stai cu citirea și cu studiul Scripturii? Din nou, sigur, poate varia. Poate să fie 15 minute pe zi, jumătate de oră pe zi, dimineața, seara, între... Nu poate fi niciodată. Sau de la Paște la Crăciun. Per total, am mai spus regula aceasta, aș căuta ca să pun disciplinele spirituale care sunt la fel de necesare ca și cele lucruri care le consider necesare pentru viața naturală cam la paritate. Cât timp petreci pe mâncare, cât timp petreci pe pregătire exterioară și așa mai departe versus cât timp petreci pentru disciplinele spirituale. Cum stai cu prezența la închinare, prezența la studiu biblic? Asta e foarte ușor de făcut. Aici realmente Excel-ul te ajută. Realmente. Asta e legalism. Nu, nu e legalism. Ați face o autoanaliză, unii dintre voi poate n-ați făcut și nu realizați frecvența sporadică pentru că este dovedit, psihologic vorbind, că omul este incapabil să autoraporteze propriul lui comportament. Incapabil. Incapabil, da? De exemplu, la noi acasă de Crăciun nu se fac foarte multe prăjituri. Sunt câteva prăjituri care Anca le face specialități de ale ei și este o prăjitură care o comandă pentru mine, care îmi place foarte mult, o prăjitură cu vișine. Dacă, care eu în fiecare dimineață, aproximativ, în fiecare dimineață, în timpul ăsta de sărbători, mă trezesc, îmi tai o felie cu un pahar de lapte și asta este micul dejun. Este plăcerea mea o săptămână jumate cât în sărbătorile să mănânc prăjitura cu vișine. Dacă Anca m-ar întreba câtă prăjitură ai mâncat, eu n-aș putea să-i spun. Psihologicul, n-am capacitatea. De ce? Pentru că sunt așa de multe procese în mintea mea. Păi nu știu, eu cred că cam atât am mâncat în fiecare dimineață. Și dacă am luat asta și am comparat cu cât lipsești din prăjitura respectivă la final de săptămână, fapt e cam atâta. Da? Nu putem, suntem incapabili să autoraportăm. Așa numai să ne gândim și mă, oare cât lipsesc eu de la biserică? Mă, eu nu prea lipsesc. Eu sunt destul de disciplinat. Nu, nu poți așa. Pune pe hârtie. Ia anul care a trecut și pune pe hârtie. De câte ori am lipsit? Sau stai de vorbă cu frații. Frate, eu cam cum stau cu prezența la biserică? Și s-ar putea ca bucata lor să fie atâta și bucata ta să fie atâta. Deci, mă, eu cred că am lipsit așa de câteva ori. Și zic, bă, frate, tu cam jumătate ai lipsit. Nu se poate. Ba se poate. Ba se poate. Pentru că nu vei reține lipsurile, vei reține prezențele. Nu vei căuta să te pui într-o lumină proastă, vei căuta să te pui într-o lumină pozitivă. Da? Fă-ți o analiză și propuneți. La anul nu vreau să lipsesc. Ce este mai important decât închinarea înaintea lui Dumnezeu cu frații mei? Ce este mai important decât de 3 ori pe săptămână? De 3 ori pe săptămână. De 21 de ori pe săptămână te hrănești fizic, de 3 ori pe săptămână. Faceți calculul cât la sută este mai puțin hrana spirituală aici. De 3 ori pe săptămână să-ți iei hrana spirituală pregătită pentru sufletul tău. Ce este mai important? Da? Ce este? Cât de îngrijorat ai fi ca idee? Dacă copilul tău ar mânca, ar cina numai de 3 ori pe săptămână. Nu le aduce la medic? Hai zice, măi... Și dacă ar începe să lipsească și la cele 3 mese dintr-o săptămână. Zice, măi, e bolnav. O știți pe nepoata mea, pe Alexa. Da? Ea până recent avea o problemă încât nu vroia să mănânce nimic. Orice punea în gură, nu o deranja, scuipa afară. Rapid au dus-o Nicu cu Dina la medici. De ce? Pentru că aceasta este un pericol pentru creșterea copilului, pentru viața copilului. De asemenea, lipsa dumneavoastră, lipsa noastră de la locul acesta în care
ne închinăm lui Dumnezeu, în care studiem Cuvântul lui Dumnezeu, în care ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu, este un semn grav. Cum stai cu dărnicia? Cum stai cu dărnicia? Unul dintre lucrurile care rezultă în Noul Testament, din cunoașterea și dragostea de Dumnezeu, este o dărnicie extraordinară. Din sărăcia voastră, cum era sărăcia lor? Lucie. Ați dat puțin? Peste puterile lor. Cum stai cu dărnicia? Din nou, o analiză care nu o poți face doar în mintea ta. Asta este cea mai... Nici nu trebuie să-ți faci tu Excel-ul. Un mesaj la sora. Soră, cum stau eu cu dărnicia? Nu-mi poți da un raport. Că suntem computerizați noi, da? Toate bisericile acum probabil că sunt computerizate, sunt informatizate în România. Dacă nu, sunt firme care se ocupă cu asta. Și e foarte simplu. Și caseria bisericii trimite un raport. Și când îl vezi, ar putea să pici pe spate. Nu-mi vine să cred. Eu am crezut că stau foarte bine cu dărnicia. Cum stai cu dărnicia? Cum stai cu implicarea în biserică? Cum stai cu ascultarea față de Cuvântul lui Dumnezeu? Scrie pe hârtie. Sau în mintea ta, dacă ești capabil. Eu sunt mai puțin capabil, de-aia am Excel-ul. Scrie pe hârtie. Aspectele acelea din viața ta, în care în anul trecut au fost probleme cu ascultarea. Și întreabă-te, cum stau cu ascultarea? Propuneți pe anul viitor. Propuneți niște verificări. Vreau să mă verific la 3 luni, la 6 luni. Cum stau cu ascultarea în acest domeniu? Și fiecare dintre noi știe domeniul care avem probleme. Poate e prezența la biserică, poate e dărnicia, poate e relația între frați, poate e un anumit păcat care ne macină. Fiecare dintre noi știm care-i acel aspect. Apoi trebuie să evaluăm nu doar disciplinele noastre spirituale, nu doar acțiunile noastre, dar starea noastră spirituală, starea lăuntrică. Care este starea credinței noastre? A crescut, a scăzut în intensitate? De obicei, credința se poate corela ca și verificare cu alte sentimente. Cum stai cu anxietatea? Cu grija? Dacă ai anxietate, grijă pentru ziua de mâine, este o problemă cu credința ta. N-ai înțeles cine este Dumnezeul tău, n-ai înțeles că El este în control, sau ai înțeles, dar încă n-ai ajuns ca să ia rădăcină în inima ta. Cum stai cu bucuria? Bucuria corelată cu mulțumirea sau nemulțumirea. Un creștin cu adevărat credincios în creștere spirituală este un creștin plin de bucurie, un creștin care în toate lucrurile este mulțumitor. Un creștin care chiar în mijlocul suferinței știe să mulțumească. Nu doar că are un automatism. Astăzi eram la masă și nepoțica mea, Olivia, a făcut o boacănă și i s-a spus, Olivia, cereți iertare. Nu vreau! Și părintele a zis, ok, nu vrei, dar trebuie să-ți ceri iertare. Și așa este. Dar mai important, și asta e o lecție pentru noi părinții, mai important decât să-și ceară iertare pentru că trebuie, este să vrea. Pentru că este foarte ușor pentru un copil la un dat să zică, îmi pare rău. Și să nu-i pară rău. Este la fel de ușor pentru un adult să zică, Doamne, îți mulțumim pentru toate, pentru soare, pentru... Și să nu aibă mulțumire în inima lui. El să fie nemulțumit. El să nu aibă bucurie. El să fie apăsat. Ca tare mai important decât a vocifera mulțumirea este de a experimenta mulțumirea. Cum stai cu mulțumirea? Ești mulțumitor lui Dumnezeu pentru viața ta, pentru circumstanțele tale. Te încrezi în El? Ești satisfăcut cu deciziile care El a luat pentru viața ta? Cum stai cu sfințenia? Sfințenia este ușor verificabilă prin ascultarea noastră. Sfințenia nu este așa o stare metaforică, metafizică. Eu mă simt foarte sfânt. Așa credem. Noi credem că oamenii sfinți sunt aceia care, când intră în biserică, maică nu radiază. Și sunt profesioniști, apropo. Sunt profesioniști care știu să se poarte ca și niște sfinți. Așa au aură. Sunt niște draci, de cele mai multe ori. În viața lor personală,
în viața lor privată, în lăuntru lor, dar au o aură de oameni spirituali. Știu formulele. Sfințenia este strict legată de ascultare. Da? Dumnezeu a zis și tu de bună voie și nesilit de nimeni, asculți, faci, pui în practică, analizează acele aspecte din viața ta, știi aspectele, nu trebuie să se le spun eu. Din viața ta familială, din viața ta bisericească, din viața ta personală, din relațiile tale, știi aspectele care sunt în contrast, în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum stai cu sfințenia? Cu ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu? Și am putea să enumerăm. Este o verificare ușor de făcut. Unul dintre lucruri care vă poate ajuta, de exemplu, ca să verificați relația voastră vis-a-vis unii de alții și relația voastră personală, este să luați unele formulări care există, care sumarizează cum ar trebui să arate viața creștină. De exemplu, legământul membrilor acestei biserici sumarizează multe aspecte din viața creștină. Este foarte, foarte simplu. Le iei pe rând, chiar în seara asta poți să o faci, și zici, cum stau eu cu lucrurile acestea? Care este starea credinței noastre, ascultării noastre, bucuriei noastre? Care este starea disciplinii noastre spirituale? La sfârșitul acestui an, până la urmă, întrebarea este dacă cineva ar putea să spună despre noi, vai, ce mare ai crescut. Știți că sunt acele scenarii în filme, cu siguranță toți le-ați văzut, în care părintele are la pragul, la tocul ușii, un loc în care face un semn pentru copii și în fiecare an, cu un cuțit sau cu un pix, trage o linie și spune aici Casey, 11 anișori, 12 anișori, 13 anișori. Și după aia se oprește că... Dacă ar fi un asemenea semn pentru noi, dacă Dumnezeu ar pune așa un metru să ne măsoare creșterea an după an, cum ar arăta anul acesta? Dumnezeu ca să ne ajute. Ca să fii crescut și mai mult decât atât, Dumnezeu să ne ajute ca să ne analizăm starea actuală și prin cercetarea Duhului Sfânt și prin lucrarea Lui în inimile noastre, în anul care vine, să avem o creștere deosebită. O creștere în cunoștință, o creștere în relațiile, în relațiile noastre și o creștere în starea noastră spirituală. Amin. Amin.